Alertă astăzi la prânz în municipiul Buzău din cauza unui incendiu violent izbucnit într-un apartament al unui bloc de 10 etaje din cartierul Micro 14. Focul care ardea mocnit a inundat întreg blocul de un fum gros. Chemați de urgență, pompierii au intervenit la locul incendiului cu două autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj de descarcerare și o ambulanță smurd. Ei au pătruns în apartamentul în care a izbucnit focul, situat la etajul 1, și au intervenit pentru stingerea focarelor, concomitent cu evacuarea fumului din bloc. Din cauza pericolului la care erau expuși, toți locatarii au fost evacuați din imobil. Tot astăzi, dar dimineață, pompierii buzoieni au intervenit și la un incendiu izbucnit la o casă din municipiul Buzău din cauza unui scurt circuit electric.